Bună ziua! A trecut astăzi încă o zi dintre cele pe care le petrecem aici, în echipă, pentru găsirea celor mai bune soluții să trecem împreună cu bine peste această perioadă mai dificilă. Apreciez acum, ca și în declarațiile anterioare, că modul nostru de colaborare foarte bun al Prefecturii, Consiliului Județean, al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, al sistemului medical, ne-au păstrat în dimensiuni foarte rezonabile în situația dificilă în care ne aflăm. Sigur că nu este numai meritul nostru. Este în aceeași măsură meritul dumneavoastră, pentru că dacă suntem în vârful topului celor care au înțeles bine ce trebuie făcut și că este obligatoriu să facem ceea ce ni se spune în privința restricțiilor transmise, aceasta ține de un mod de educație, de o implicare civică, de respectul pentru instituții și acesta este motivul pentru care noi vă mulțumim. Sigur că nu e deloc ușor și vom încerca în continuare să găsim soluțiile cele mai bune pentru a trece împreună prin momentele mai dificile. Astăzi este ziua instituției prefectului. Am fi vrut să putem să o sărbătorim în modul real, dar o sărbătorim, așa cum se spunea cândva, mai mult prin muncă, cu gândul că vor veni cu siguranță zile bune. Vă rog în continuare să respectați indicațiile pe care le primiți de la autorități și împreună cu siguranță o să ajungem să trăim vremuri bune. Bună ziua, Ion Potkivanuk. În județul Harghita, momentan, încercăm să ne pregătim pentru a preveni și în situația în care va fi nevoie să intervenim pentru siguranța cetățeanului, pentru siguranța vieții și pentru păstrarea sănătății cetățenilor din județul Harghita. Conlucrăm împreună cu instituția prefectului, cu celelalte instituții abilitate, și împreună cu primarii din județul Harghita, cu societatea civilă, cu cultele religioase, încercăm să ne pregătim pentru pentru această epidemie. Noi credem că dumneavoastră trebuie să țineți cont de toate prevederile care sunt impuse de autorități. Vă rugăm să aveți în atenție regulile pentru circulație, pentru a întâlni sau pentru a sta la domiciliu. Încercăm să venim în ajutor și facem toate eforturile încât să ne pregătim. Și vă rugăm să ne lăsați în această pregătire cât mai mult timp, să ne dați un ajutor încât personalul medical și toate structurile de suport pentru spitalele din județul Harghita să-și poate să realizeze toate obiectivele impuse, încât în caz de nevoie să putem fi acolo, să putem oferi servicii medicale corecte și care să fie cu eficiență. Tisztelt Harghita megyei lakósok! Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki eddig együttműködött, közösen tudtunk dolgozni azért, hogy a felkészülés folyamata feszes, de erős tempóban megvalósuljon. Jó irányban haladunk e tekintetben. Nagy segítségre volt eddig az a szoros együttműködés, illetve közreműködés és a különböző szabályoknak a betartásában tett erőfeszítés, amelyre önök tanúbizonyságot adtak. Jól dolgoztunk együtt a prefektus intézményével, és jól dolgozunk együtt nap mint nap, illetve a többi szervvel, kormányzati szervvel, akiknek van tevékenysége a téren. Meg szeretném köszönni a polgármestereknek
hogy minden nap nagyon korrekt, határozott módon segítettek és együtt gondolkodunk ebben a helyzetben. El szeretném mondani, hogy ebben a pillanatban nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a kórházi, az orvosi ellátás tekintetében minden olyan feltételt tudjunk biztosítani, amelyre akár egy rosszabb forgatókönyv esetében is szükség lehet. Szükség van az önök segítségére. Szükség van arra, hogy az önök is továbbra a szabályokat betartsák, mert minél később terjed el a vírus Hargita megyében, annál könnyebb lesz, és annál felkészültebben tudjuk fogadni a nem kívánt eseteket. Arra kérjük önöket, hogy ebben a munkában továbbra is segítsenek. Szükség van az önök adományára is, szükség van az önök hozzájárulására is, de ezeket mind-mind-mind folyamatosan fogjuk jelezni és felmutatni. Hisszük azt, hogy a nyugalommal, a békességgel, az egymás felé való fordulással, az önkéntes munka felvállalásával ezt a krízishelyzetet is túl tudjuk haladni, túl tudjuk lépni. Vigyázzunk egymásra!